Risipa alimentară a devenit un subiect tot mai dezbătut în ultimii ani, mai ales în condițiile în care, potrivit unor statistici, românii aruncă la gunoi în fiecare an peste 70 de kilograme de mâncare. Greu de digerat astfel de informații în condițiile în care, în fiecare zi, undeva pe glob, mor oamenii din cauza inaniției. Trăim vremuri în care cumpătarea pare a fi cel mai des folosit termen. Scumpirile gazelor, energiei electrice, dar și a alimentelor de bază îi determină pe mulți dintre oameni să reducă drastic consumul de orice natură. Poate, odată cu aceste vremuri vitrege, care ne-au scos pe mulți din zona de confort, ne vom gândi de mai multe ori înainte de a cumpăra alimente pe care nici măcar nu le folosim și le aruncăm ulterior la gunoi. Potrivit unor date statistice citate de Europa Liberă, România risipește anual 2,5 milioane de tone de alimente. Asta înseamnă că fiecare român aruncă la gunoi în medie 70 de kilograme de mâncare în fiecare an. Cifra plasează România la jumătatea clasamentului european al țărilor care trimit mâncarea la pubelă, după numărul de kilograme pe cap de locuitor. În acest sens, un proiect legislativ asumat de parlamentarii din majoritatea partidelor are ca scop reducerea risipei alimentare în România la jumătate până în anul 2030. Acesta vine în momentul în care inflația a ajuns la valori foarte mari, iar experții vorbesc de o criză alimentară mondială iminentă. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale arată că 49% din risipa alimentară se realizează la nivelul gospodăriilor individuale ale populației. Sectorul industriei alimentare generează 37% din risipă, alimentația publică 5%, iar sectorul agricol 2%. De asemenea, numărul românilor amenințați de sărăcie în noiembrie 2021 a fost 4,6 milioane, ceea ce înseamnă că un procent important din populație obține venituri sub pragul sărăciei. Trăiește în gospodării cu intensitate scăzută a muncii și în condiții de severe privațiuni materiale.